Am venit aseară la urgențe, ce îi se spune? Bilet de trimitere, a pus un pansament, care se vede și acum ce pansament l-a pus. Acum am venit cu biletul de trimitere la domnul doctor. Am mers la domnul Soran, că așa a zis ea, că el e doctorul Soran. Că e bun. Am mers la el, trebuie să te duci la doctorul care a operat. Am mers la el, zic, domnul doctor, uitați, haide, intrați înăuntru. Intrăm înăuntru, el stătea la calculator. Am intrat înăuntru și spune, ia să mă uit, ai fire, un fir, nu știu ce. Că eu nu mai țin minte câte fire ți-am pus. Bun, că e puroi, că aia n-are nimic. La urmă ce spune? Și eu l-am întrebat, nu cred că am zis ceva rău, l-am întrebat, domnul doctor, dar este normal să fi rămas firele alea înăuntru? Hai bă, mă lași cu din astea, ce, tu mă acuzi tu pe mine, ești în măsură să mă acuzi tu pe mine? Zic, domnul doctor, dar ce vorbiți așa? Dar ce mă, tu mă acuzi? Și după aia îmi cer scuze, când am văzut că am deschis ușa. Îmi cer scuze. Păi dar de ce vorbiți așa cu pacienți? Că până la urmă... V-a dat afară sau ce? Păi da, a zis, ce? Nu mă interesează, du-te, fă-i reclamații unde vrei. Lumea s-a uitat și după aia a spus, las că vine imediat. Stați afară pe hol. Și după aia i-a spus, lui, ce mă acuzi? Și a început să urle pe acolo. Și ați rămas cu pansamentul de aseară de la urgență? Da, și cu firul e aproape scos afară. În ceea ce privește faptul că a vorbit urât sau nu, nu pot să confirm, nici să dezinfirm, pentru că nu am fost de față. Trebuie să vorbim, să acceptăm și posibilitatea să-i dăm dreptul de apărare și domnului doctor Câra. Fiecare spune varianta lui, noi o să analizăm și vedem dacă într-adevăr a vorbit urât sau nu. În ceea ce privește patologia, patologia este un granulom de fir, deci vorbim de rejet de fir, firul este un corp străin, corpul încearcă să scape de lucrurile care nu sunt proprii, iar reacția firească în astfel de cazuri este acel zis granulom de fir care abciodează și puroiul încearcă să-l scuipe firul în exterior. E normal ca după 5 ani să iasă fire? Da, se întâmplă și la 15 ani și la 20 de ani sau niciodată.